Șahmar, o viață ai. Te naști cu un plâns, se desemne că trăiești. Toată lumea vrea să vadă cum stai și clipești. Nu știi ce-i asta lume și ce viață căpătat. Căci n-au 40 de ani și n-au mai vlat. Viața-i una, nu mai este de jucat. Începe să deschizi ochii, nu-n sac capul plecat. Ți se pare totul blând, nu va fi nimic greu. Dar te-ai gândit că lumea moare fără bani în portmoneu? Privește spre oglindă, întreabă cine ești. Știi ce este acel chip și în el tu viețuiești? Nu lăsa să moară, că fără să găsești o dragoste eternă către prieteni, familie și-l ceresc. Nu lăsa să fii condus de vicii fără valoare, spunând că iubești iarba și droguri nu îndreptare. O viață ai, bunărea merită să trăiești. Luptă că ce-ați fel, bine o să o dobândești. O viață ai acum, gândește cum s-o faci. Eu dai lui Dumnezeu sau te închin la dragi. Că în această viață două drumuri sunt: rai spre răsărit și iadul spre amurg. O viață ai acum, gândește cum s-o faci. Eu dai lui Dumnezeu sau te închin la dragi. Că în această viață două drumuri sunt: rai spre răsărit și iadul spre amurg. Tot ce straniu, dar nu-i convingător. Că suflete ce mor, nu prea se duc pe drumul lor. Nu prea avea speranță, ne facem propriu distrugător. Că trecem peste suferință și ajungem la umor. Dar viața merge mai departe, dar trist și complicat. Ne naștem, murim, un chinuc, dar de scurtă durată. Și privind în urmă, doar am lăsat o oglindă spartă. Că prerepinde s-a dus timpul, că am fost copii odată. Și mereu plăcerea, ne pierdem în dorință. Avem o viață plină cu bucurii, dar și cu multă suferință. Că mulți în ghienă s-au pierdut și nu mai au credință. Că cele 10 poruci nu chiar așa o mare cerință. Și moartea o să te găsească, trist și îngândurat, trăgând un fus sau cu alte halucinante injectat. Crezând că-ți faci viața mai bună, greșești, te-ai încurcat. Că drogul te iubește doar să te afle îndurerat. O viață ai acum, gândește cum s-o faci. Eu dai lui Dumnezeu sau te închin la dragi. Că în această viață două drumuri sunt: rai spre răsărit și iadul spre amurg. O viață ai acum, gândește cum s-o faci. Eu dai lui Dumnezeu sau te închin la dragi. Că în această viață două drumuri sunt: rai spre răsărit și iadul spre amurg.